Oașului către satul Pădureni, având la noi material antiderapant, gheață, de multe ori scule, pentru ca să ne rezolvăm de unii singuri problema. Probabil taxele și impozitele pe care le plătim sunt direcționate în cu totul alte scopuri și problemele noastre nu contează pentru municipalitate. Ar trebui, mă gândesc, poate ca o comisie pentru dânsii ca să scape cu fața curată, să excludă această zonă din raza zona rezidențială a municipiului Cluj-Napoca, pentru că nu este tratată cu tratare. Ce faceți mai exact? Dați cu sarea? Da, asta fac. Arunc sare pentru ca să mai putem avansa câțiva metri. Dacă ar fi fost cu 15 minute mai devreme, ați fi văzut că cetățenii aruncau sare inclusiv în fața utilajului ca să mai poată avansa. Păi haideți să facem ce asta puțin acum. Da, sigur că da, pentru că ei nu mai au sare. Le creăm noi posibilități dacă să avanseze. Asta face. Aveți grijă. Da. Mai sus e mai... Bă, Stelica, mai fă fotografii. Da. Oare unde e mașina care azi dimineața intrat în stat? A reușit. Plecat înapoi. Lanțuri, l-au băgat sub nou. Lanțuri l-au băgat în amintit. Dar stai o lopată, că mai am întâlnit. Ce ar merita să subliniat că din zona asta, considerată de asemenea ținând de Cluj-Napoca, foca, nu este apă, nu este gaz, nu este canalizare, nu este nimic. De la strada Oasului în coate, nimic. Nimic nu este. Nimic. Cetățenii au obligații, taxe, trebuie să se supună regimului stabilit prin HSL-uri și nu primește nimic în schimb. Absolut nimic. Și se plătește impozit aici după teren ca cei din Dâmburotul, din teren Dâmburotul. Deci la același preț e deci taxele la teren. Deci mă dau seama că și cum am vorbit cu cei de la